Severinenii și-au scuturat buzunarele mai mult de Valentine's Day decât de Dragobete. Deși cea din urmă este o sărbătoare românească, oamenii în general sărbătoresc ziua îndrăgostiților pe 14 februarie, conform unei sărbători de import. Și florăriile au vânzări mai puține de Dragobete decât de Valentine's Day, spun comercianții. Ziua îndrăgostiților a intrat în viața românilor, chiar dacă există deja o sărbătoare autohtonă dedicată iubirii pe 24 februarie, Dragobetele. Se pare că ziua îndrăgostiților este mult mai atrăgătoare pentru că magazinele sunt pline de simboluri ale iubirii pe 14 februarie, iar în ziua de Dragobete nu-și mai amintesc mulți că este sărbătoare. De asemenea, comercianții spun că și buchetele de flori se vând mai bine pe 14 februarie decât de Dragobete. Din păcate, de Dragobete lumea nu se iubește românește, se pare că s-a adoptat mai mult varianta englezească, americană, cu Valentine's Day. Nu știu, în niciun an oricum n-a fost nebunie de Dragobete, la noi nebunie de 1 martie, ne pregătim deja de 1 martie cu floricele, cu de toate, dar de Dragobete se pare că, nu știu, nu prea știm să iubim românește, ne place mai mult să adoptăm alte variante. Egalează Valentine's Day în unele zone din țară. În schimb, se schimbă vânzarea. De această zi, oamenii preferă mai mult flori pentru casă, adică flori în ghiveci, în rădăcină. Probabil că și faptul că acum stă mai mult pe acasă. Cei mai mulți dintre cetățeni preferă promovarea unei sărbători de import în detrimentul uneia autohtone. Mulți îndrăgostiți își dăruiesc inimioare, trandafir și își trimit felicitări romantice de ziua îndrăgostiților, uitând de fapt că ziua iubirii la români este sărbătorită astăzi, pe 24 februarie.